Salut, eu sunt Zenzi și mi-am găsit la un nou videoclip. De data aceasta fac un nou tutorial, ceva foarte special pe care voi l așteptați de foarte mult timp. Uh, o să vă arăt cum să vă instalați suite fix în, în CSGO. Uh, și v-a foarte mult să apăsați pe butonul de like chiar acum dacă v-a ajutat acest videoclip și dacă ați vrut foarte mult să, strângi să faceți rost de, nu știu, să se vadă și la voi jocul așa. Mă rog, trecem cu pe pe chestii. Avem, aveți în descriere un site, primul site pe care e în descriere, pe Game Banana. Uh, va apare aici un buton mare de download, download suite fix csgo.zip, are 482 de kilobytes. E doar o arhivă în care găsiți um, câteva, da, un rar știu că nu am cumpărat. Uh, găsiți mai multe fișiere, uh, mă rog, foldere, chestii. Acum. Intrați în mai computerul vostru, intrați la ce sau unde aveți voi programele instalate uh, la program file și intrați în Steam. Deci unde, unde e, unde Steam? Nu văd Steam-ul, voi Băi, Steam, așa, ok, Steam. După, de la Steam, intrăm la Steam Apps, la k o m m o n și o să vedeți aici Counter-Strike Global Offensive. Tot ce trebuie voi să faceți acum. Deci asta e, asta e CSGO, da? Voi nu o să aveți fișierul ăsta suite fix sau celelalte cu suite fix. Tot ce trebuie să faceți este să dați copiere la suite fix și tot ce e aici. Deci toate chestiile le dați, bam, drag and drop aici. Și apoi, deci în afară de bin, tot în afară de bin. După, intrați în bin, intrați aici în bin și dați drag and drop la, la fișierele astea. Eu nu mai fac asta pentru că deja le-am instalate și n-ar avea sens. Uh, ok. După ce ați făcut lucrul ăsta, intrați în CSGO. Ok, eu o să intru chiar acum. Foarte frumos, frumosel După cum vedeți mi-am pus și un fundal în spate Să arate mai profesional, mai nu știu ce Să arate bine oricum Și sper că vă place acest lucru Ok, să mut microfonul mai așa Dacă mi s-ar deschide și mie mai rapid Ce sigur ar fi perfect Hey CSGO, what are you doing my friend Ok, și acum Ca să vă meargă în totalitate programul Intrați la setăr video și dați La Cum dai multi, nu știu, la anti-aliasing și dați niciunul pentru că asta vă blochează suite fixul. După cum vezi, dacă dau pe Optics MSA, ok, și acum stați, băi, salvează. Vedeți? Mi s-a scos suite fixul. Nu mai am suite fix și nu mai pot nici să-l mai activez de pe butonul, de pe scroll lock, de pe asta se activează el. Și dacă îi dăm la niciunul și mai dăm încă o dată niciunul și dam salvează și apăsăm pe buton, Gata, avem suite fix în uh, uh, vedeți, sunt culorile mult mai aprinse, mult mai frumoase. Dacă vreți, uitați, intru acum pe o mapă. Intrăm cu boții pe cobblestone, unde e cobblestone-ul meu preferat. așa. Uh, fără boți. Se încarce mai repede că oricum durează ceva timp că... Na. Nu știu, mi se încarcă cam greu, mă toată. Vedeți tot mai ce v-am zis. Asta nu e mare chestie, nu e mare lucru. Uh, nu știu, în cazul în care vă dă eroare, nu știu să rezolv toate chestiile astea chestiile astea. Dacă vă dau eroare, înseamnă că un program de la voi calculator blochează Asta cum zice, suite fixul. De obicei știu că se întâmplă cu... Nu știu, erau vreo 2 trei programe care blocau, printre care, ci și uh, engine-ul de la SteelSeries, SteelSeries Engine Free, dar eu îl am și nu, chiar nu-mi blochează, nu știu. Am avut eu puțin noroc, I don't nu. Bun. Uh, da. Deci, vedeți, arată mult. Uite, așa arată fără suite fix și arată cu te Mie mi se pare o diferență foarte frumoasă. Uh, nu știu, ei, arată foarte bine toate, toate, lucrurile. Vedeți cum arată glocul fără, cum arată cu, nu știu, arată foarte bine. Sunt culorile mult mai aprinse, mult mai frumoase. Și da, sper că v-am fost de ajutor cu acest videoclip. Dacă v-a plăcut, apăsați și pe butonul de la expert să strângem cel puțin 50 de like-uri la acest videoclip. Și noi ne auzim într-un următor video. Pa, pa!